doamnelor deputați, în timp ce orașul se sufocă de ambuteiaje nedirijate în orele de vârf, mulți dintre dumneavoastră ați sesizat că o patrulă mobilă a Inspectoratului Național de Patrulare, formată din doi inspectori, plătiți din bani publici, veghează non-stop calea de acces către casa lui Constantin Botnari, secretarul general al Partidului Democrat, la intrarea în zona de lux Poiana Domnească. Aceștia duc evidența tuturor mijloacelor de transport care se îndreaptă în direcția cartierului acestuia, stopează și chestionează cetățenii asupra scopului și adresei la care merg. În acest sens, aș dori să ne spună domnul ministru ce obiect atât de valoros au depăzit acei polițiști și din ce motiv un echipaj al poliției stă în serviciu unui individ care cel puțin nu are nicio funcție de demnitate publică și nici nu s-a manifestat prin merite deosebite față de stat. Dimpotrivă, parazitează din umbră pe spatele cetățenilor Republicii Moldova. Ce ține de ultima propoziție ar fi putut să nu o menționați, deoarece nu aveți de unde să știți, este secretarul general al Partidului Democrat, ați prin astfel de gest, ați și atacat colegii din Partidul Democrat. Ce ține de patrulare, bineînțeles, aveți toată posibilitatea să solicitați informații, am să supun votului, dar am să vă rog frumos, mai ales să nu menționăm persoane care nu sunt aici și nu au posibilitatea să vă dea replică. Poftim? Am dat replică doar din punct de vedere a respectării regulamentului. Doar n-am dat replică din partea Partidului Democrat. Vă mulțumesc frumos. Cine este pentru a introduce acest subiect pe ordine de zi? Vă rog frumos să vă pronunțați prin vot. Nu a fost susținută această propunere. Vă mulțumim foarte mult.